Salutare tuturor, eu sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la o nouă prezentare de server. De data asta vom promova serverul cloud.minecraft liniuță romania.ro, un server nou premium pe care toată lumea poate intra, fie că ai contul de Minecraft cumpărat, fie că joci cracked. Este un server, dacă nu mă înșel, ce tocmai a intrat în Minecraft România, deci vă puteți conecta cu DNS-ul de cloud.minecraft.ro. DNS, adică IP pe care îl găsiți și în descrierea acestui videoclip, deci intrați acolo dacă vreți să luați IP-ul cu care vă puteți conecta pe acest server. Ok, intrăm în hub, din câte am înțeles este făcut de ei, dacă nu mă înșel, un hub destul de frumușel. Aici avem câteva chestii, teleport bow, cu asta nu știu unde tragi, acolo te teleportează, e destul de interesant așa, detalii frumoase pentru hub. Eu aș ruga ca toți motănei ce privesc acest videoclip și vor admira acest server, să apese butonul de like. Băi, destul de interesant ăsta. Avem și ceva cu speedgen, dacă vrem să ne mărim speed-ul. Fun gun, mă rog, detalii pentru a face ăsta lobby-ul cât mai atractiv. Donațiile pentru server, VIP 5 euro, MVP 10 euro, Hero 15 euro și Legend, gradul de legend 20 de euro. Scrie și aici unde puteți dona, pe cloud-store.ro pentru PayPal, iar pentru SMS și Paysafe Card pe acele Skype-uri pe care le-ați văzut acolo, adăugați și toate cele în caz de vreți să donați. Iar aici avem o carte cu informații, hostul, Cloud Center, ownerii, Iconetti și I'm Kurt, forumul Minecraft România, comunitatea Minecraft România, iar donațiile din nou. Ok, hai să începem cu văzutul serverelor. Primul mod de joc este Stai PvP, click pentru a intra. Ce ăsta a intrat pentru prima dată pe Stai PvP? Holy shit! Avem un scoreboard ăsta în dreapta foarte frumușel, numele meu, gradul, pingul, am ping 36, 39, un ping destul de bun. Banii pe care i-am, ucideri și decese, adică statisticile mele. Hai să vedem kitul de start. Mă rog, la fiecare grad aveți câte un kit separat. Ca să știți, pentru MVP un kit, pentru fiecare un kit. Bă, mapa nu mai știu dacă era făcută de ei, dar mi se pare, din câte am înțeles, că și, da, și mapa mi se pare că este făcută de ei, building. Mi se pare că tot building-ul e făcut de ei de pe server. Aici aveți, fiind o mapă unică, bineînțeles, nimeni nu știe pe unde se ascund. Unde s-a ascuns sign-urile cu iteme, deci rămâne și depinde de voi să explorați mapa, să aflați unde găsiți tot ceea ce este necesar, știți cum este, știți cum se mănâncă, trebuie să-ți trau semnele din care îți faci rost de iteme, cu itemele alea te bați și ajungi cel mai bun făcând cât mai multe kill-uri, ajungi în top acolo și aia e. Ok, hai să vedem ce warp-uri avem, warp clan. Și pe acest server puteți să folosiți clanuri. Pentru a crea un clan slash clan create, pentru a invita, deci aici aveți toate detaliile legate de clan. Uite, eu vreau să-mi creez un clan. Clan create GOS, să zicem. Stai, ce? Nu știu ce, pentru a folosi clanul chatului, credite. Dacă nu mă înșel, stați un pic ca să mă uit pe Skype, să nu zic eu prostim. Să nu zic eu prostim. Imediat. Ok, deci pentru aceste clanuri, ca să, gen, bănuiesc, ca să nu se facă abuz, să nu se creeze multe clanuri, să se încarce baza de date, îi contactați pe forum sau pe Skype, nu știu, faceți cerere pe forum pentru, aveți acolo mai multe secțiuni, e www.minecraft-romania.ro/forum, aveți și acolo, și intrați acolo și faceți cerere pentru a vă putea face rost de un clan. Vă invitați prietenii, nu știu pe cine vreți în clan și vă formați o alianță cât mai puternică și cât mai frumoasă. Ok, warp enchant și ce trebuie să faceți, vă enchantați, warp ieșire ca să vă ducă direct acolo jos. Warp shop, aparent voi ești pe Stai PvP, făcând ceva kill-uri faceți bani, adică în momentul în care omorâți alți player faceți bani. Iar cu acești bani aveți un shop de unde vă puteți cumpăra itemele basic, adică armură de diamond și câteva poțiuni. Deci este destul de interesant, face jocul mai atractiv și mult mai frumos, adică nu vă lasă așa doar să vă bate și toate cele. Și am văzut că mai avem și un warp top 5.
Ok, vei fi teleportat în 3 secunde, nu te mișca. Încerci scuze pentru mașinile de afară, dar simți că e destul de cald dacă las geamul închis. Interesant aici, nu este topul pe care îl voi știți în dreapta. Este un top care se actualizează automat aici pe semnele astea. 3 ucideri, mă rog, serverul s-a deschis foarte recent și nu prea n-au avut timp playerii să se joace. Dar asta înseamnă că, uite, cel mai mare are 3 ucideri. Voi dacă intrați și vă jucați, puteți ajunge chiar voi primi aici în top. Și e destul de interesant asta cu semnele care se actualizează top 5-ul ăsta. E altceva față de ce au restul serverelor. În rest, nu mai am ce să vă prezint pe Sky PvP. Asta este. Puteți să intrați aici să vă dați în cap, să vă nebuni, să vă jucați alegerea voastră. Eu nu oblig pe nimeni. Eu fac datoria de a vă prezenta serverul. Ok, hai să dăm hub. Să intrăm pe următoarea secțiune, aceasta fiind de creative. Un build făcut tot de aici pe creative și din câte văd, încă din start e ceva mai interesant, adică între ploturi e ceva mai frumos, străduțe mai frumoase. E un design ceva mai plăcut, adică mai plăcut ochiului așa când te uiți stânga, dreapta, în jur. Hai să vedem. Nu, warp, nu, cloud, nu, doamne, ce am pățit. Care era mă comanda? PT. Bă, efectiv nu mai știu care era comanda. Plot mi auto, plot mi auto, mi-am adus aminte. The server. Uite, comanda este plot sau slash psm. Plot. Și asta e cu help sau ce? Și cum îmi iau plot? Hai că ne ajută unul dintre co-ownerii acestui server. Hardworking the permission. Aici îmi zice plot auto. Da, iar e alta comanda din de față de ce știam eu. Și asta e plotul meu? Sau? Da, lol, ăsta e... Aaaa! Am crezut să folosesc cineva asta, dar așa este basic. Deci toată lumea are pe plot un copăcel de ăsta frumos. Ați văzut care este comanda slash plot auto sau plot claim dacă vreți să alegeți un plot anume dacă nu este luat. Uite, și nu este doar așa. Se duce până sus, până jos de tot. Eu zic că plotul este destul de mare, deci puteți construi câte chestii vreți voi. Bineînțeles, copacul ăsta dacă vă deranjează așa mult, îl puteți sparge. Uite, puteți sparge copacul și vă puteți construi altceva, nu știu, case, primării, biblioteci. Și din câte am văzut, mi-a scris că cei care sunt pricepuți la build și fac construcții frumoase vor fi luați la builder pe server și vor avea credite pentru construcțiile pe care le vor pe care le vor ridica aici pe server și nu știu, se vor pe care ca, construcțiile ce se vor folosi ca nu știu, ca warp, ca pana, spawn. Și în rest, știți tu cam cum este despre ce este vorba aici pe Creative. Construcția este baza. Și aici era pluginul la Cumeri. Nu, era în altă parte în, o comandă de asta în care tot aici. Da, cum i-a spus și aici, ownerul este un mod pentru a dezvolta creativitatea și de asemenea pentru a-ți o pune în acțiune dacă ai o creativitate de bogată. Deci, știți, creativ, construit, luat ca builder și aia e plecat acasă. Ok, hai să dăm hub, trecem la următorul mod de joc, care este Skyblock. Hai să vedem, toate construcțiile cam de pe server sunt făcute către builderii acestui server. Știți, ca să vă faceți o insulă, în caz de nu știa, sunteți începători, dați slash să vă face o insulă. Lol. Bă, ce insulă frumoasă, adică designul chiar frumos făcut aici. Mă rog, itemele basic, dar e frumos designul făcut. Mă speria pe, uite, pe aparent găsim și ceva resurse, cum ar fi diamante. Pe acolo ceva iron. Și nu știu acum generatorul cum este, hai să vedem. Hai să vă învăț să faceți generator în caz de nu știați, deși eu cred că o să dau și o fail la el. Dar nu-i baia, hai să-l facem aici. Holy shit. Aici e pus exact totul cum trebuie să fie. Așa trebuie, nu? Da. Și după ție tu lemn spar și nu știu acum generatorul cum este generatorul este cu minereuri.
Minerarul. Își dă seama, am scris greșit acolo. Pentru că nu o să dau cum să spar să-mi iau lemn. Bă, dar insula e foarte frumoasă și e destul de măricică și vă permite dezvoltarea. Vă permite dezvoltarea într-un mod cât mai rapid. Ați văzut, generatorul nu vă dă doar cobblestone și stone. Îl formezi din apă și lavă, da. Aici spică iron, poate să spice diamant, poate să spice emerald, poate să spice orice. Acum depinde de norcul tău. Bineînțeles, nu o să spice doar diamante sau doar cei mai scumpi. O să vă pice în limita. Să se păstreze economia pe server, în mare parte. Asta e cel mai important. Avem și ceva warpuri, warp crate. Aceste crate-uri le primiți la eventuri. Din câte am înțeles, zilnic se organizează eventuri pe diferite moduri de joc. Iar în momentul în care se organizează eventul, la ora 8 seara se organizează, primiți niște crate-uri. Da, primiți niște crate-uri cu care puteți deschide aici. Uite, stai cum era. Aici, așa vizualizăm, vizualizați ce vă poate pica și aici la fel. Uite, mamă, te aici, șmechere. Deci dacă sunteți online pe server la ora 8 seara, în fiecare seară aveți șansa să câștigați aici la eventuri ce este mai bun și ce este mai frumos. Păi chiar, pe partea de building se descurcă foarte bine. Chiar foarte bine se descurcă. Ce face asta? Ceva. Nu știu cum să-i numesc, NPC-uri? Nu știu, bă, dar e foarte, chiar îmi place designul de nota 10. Chiar se pricep băieții și până acum destule moduri de joc. Asta înseamnă că nu vă plictisiți, bineînțeles, aici aveți shop-ul, ups, shop-ul din care puteți să vă faceți voi economii, adică atât să faceți bani, cât să și cumpărați, cât să vă și cheltuiți banii pe aici. Banii, nu știu, puteți la generator, faci rost de o grămadă de minereuri, vii pe aici, le vin și după ție ce ai nevoie, uite, spune, guri, bottle, XP-uri. Ce aveți voi nevoie, efectiv, ce aveți nevoie, cele mai esențiale iteme pe care voi vă folosiți pe Skyblock, le aveți aici la shop și nu trebuie să vă plângeți că nu am nu știu ce, nu am nu știu ce, aici aveți toate. În rest, Skyblock-ul este un mod de joc în care tu trebuie să-ți dezvolți insula de la una. De început, tu trebuie să faci cât mai mare, să faci grindere, să-ți faci ferme, să-ți faci o casă și toate cele. Și cam asta este și Skyblock-ul. Hai să dăm hype, să trecem pe următorul mod de joc, care este Adventure. Aici e nebunia. Adventure, hai să citim aici mai întâi. Adventure. În regiunea spawnului veți găsi diferite NPC-uri cu multe misiuni. Este o combinație a două moduri de joc, Survival și Story Mode. Aveți opțiunea de a vă căsători cu ajutorul comenzii slash merinume. Dacă vrei să te căsătorești cu cineva, nu știu, sunteți iubit și iubită aici, da, slash merinumele și vă veți căsători. Donatorii au acces la două chituri speciale, vânător și muncitor. În regiunea spawnului veți găsi chesturi care se vor reumple în 24 de ore, succes. Deci aici, cum am scris, este o combinație dintre survival și adventure. NPC-urile sunt, stai să vă arăt ce sunt NPC-urile, poate găsim, avem oarbă ceva. Ok, nu sunt oarpuri. E un fel de survival și adventure, adică, uite, îl avem pe Rufus aici, da? Dăm click dreapta. Salut, mi-a zis Hiro că ești muncitor. Poți să mă ajuți pe mine cu ceva? Eu dacă vreau, yes. Uite, Break Sand. Deci, sunt NPC oare că chestii de astea puse, un fel de player cu skin-uri și ei îți dau diferite misiuni. Tu făcând aceste misiuni, primești ceva bani. Primești ceva bani. Uite, mie mi-a dat misiunea să culeg 30 de sand și după mă întorc la Rufus, cred cel mai probabil, și îi dau sendul, iar el mă va răsplăti cu ceva bani. Bă, zic eu că asta e foarte interesant. Aveți și un kit de ce putit start, puteți să-l mai folosiți încă o dată după ce intrați pe server. Și astea, NPC-urile, sunt niște quest-uri, niște misiuni, mai bine spus, pe care voi să le faceți și veți fi recompensați cu bani. Încă un lucru. Aici aveți ceva cu sete. Nu știu exact unde o să o arate, dar vi se poate face sete aici. Și cum vă hidratați voi? Nu știu dacă vi se face sete, posibil să vă arate undeva. Undeva o să vi se arate. Dacă vi se face sete, nu știu, de la ergat mult, de la minat, n-am nici cea mai mică idee. Mi-a spus oamenilor că în momentul în care ți se face sete, tu trebuie să intri cel mai bine într-un lac și. Adică e ca și cum ai bea apa și se va reface chestia cu setea și nu vei mai avea problemă. Păi destul de interesant. Uite, eu de exemplu vin aici, iau 30 de sen și mă întorc la Rufus. Chiar, hai să luăm, că nu o să stăm chiar atât de mult pentru 30 de sen. Avem de început 1000 de dolari.
Serverul Adventure e destul de interesant și scoreboard-ul ăsta din dreapta îți oferă toate detaliile în legătură cu persoana ta și nu trebuie să mai ai nicio problemă. Adică dacă, de exemplu, odată e lag pe server și nu știi de la ce, de la server sau de la tine, ei bine, dacă ai pingul mare, e de la tine. Dacă n-ai pingul mare, cel mai probabil este de la server. 30. Uite, am completat și am primit ceva bani. Spun. Așa, am ajuns la spawn. Am completat ăla. Începe să-ți fie sete și slă... Deci când îți este sete, primești un fel de slowness. Uite ce scrie acolo, că începe să-ți fie sete. Uite, m-am dus la domnul Rufus și ce mi-a dat? 20 de mani, adică 20 de dolari. O lopată cu enchanturi și 10 quest pointuri. Uite, mi-a dat o lopată cu eficiență 2 și am breaking 3. A, și questurile astea nu poți să le faci de mai multe ori, e și normal. Din câte am înțeles, tot prin zona spawnului găsești ceva cufere pe care poți să le lootezi, iar odată la 24 de ore ele își dau un fel de refill. Hai să, uite, intrăm în apă, de exemplu, ok? Uite, am intrat în apă, am stat, mi-am refăcut setea și acum mi-a dispărut efectul de slowness. Deci modul ăsta este, zic eu, că este destul de muncit și destul de unic, adică nu pe multe servere găsești ceva diferit. Nu pe multe servere și ăsta chiar mă impresionează cu modul actual de joc, e chiar foarte frumos și vi-l recomand și vouă, cel puțin dacă nu ați testat niciodată astfel de mod de joc, puteți să o faceți acum. Încă o dată, IP-ul este cloud.minecraft-romania.ro. Îl găsiți în descriere alături de tot ce este nevoie, donații și toate cele. Sper că ați înțeles în mare parte cam despre ce este vorba cu acest mod de joc și zic eu că putem să dăm hub și să trecem mai departe. Build este doar pentru staff, doar pentru builder. Dacă voi intrați pe creativ și dați dovadă că sunteți builder bun, aveți șansa să ajungeți și voi să construiți, intrați pe serverul ăsta, o să intrați dacă sunteți aici ca builder. Ok, și Skywars. Hai să vedem și pe Skywars ce avem. Doar un pic cu mărul, nu știu ce m-a tras curentul cel mai probabil. Pe mape aici pe Skywars. Uite, avem shop-uri. Nu știu, astea cred că nu-s valabile, n-am nici cea mai mică idee. Skywars-ul este... Nu știu, astea, de fapt, nu prea sunt templeri care... Hai să intrăm așa, să ne facem o idee. M-a blocat în aer. Așa, hai că am intrat în cele din urmă. Arenele, mapele, adică sunt ca pe cele de pe Hypixel, astfel încât dacă voi nu aveți posibilitatea să vă jucați pe serverul Hypixel, cel mai dorit și cel mai plăcut de jucătorii de Skywars, aveți o posibilitatea și oportunitatea să intrați aici și să jucați. Adică, zic eu că este cam același lucru, poate dropurile pe care le găsești în cufere sunt altfel, dar în rest... Enchant. A, celelalte kituri n-aveți acces pentru că doar donatorii, deci la orice grad pentru care donați, bănuiesc eu că veți primi acces pe, hai să intrăm iar, veți primi acces la acele kituri și toate cele. În dreapta aveți statisticile voastre, banii și scorul sunt cam același lucru pe care le faceți din victorii, ucideri și toate cele, câștigurile voastre, kill-urile, meciurile jucate în total, că puteți să faceți și voi o statistică. Am 100 de meciuri jucate, 70 câștigate și 30 pierdute, nu știu, și rata dintre kill-uri și death-uri. Adică voi dacă aveți 10 kill-uri și 5 death-uri, rata voastră o să fie de 2. Împărțiți kill-urile la death-uri și aia o să fie rata voastră. Bă, 10 e destul de interesant. Pe aici avem spawn-ul foarte frumos, făcut de tot de către builderi, arenele. Și ăsta nu știu ce să fie. Da, am înțeles. Aici sunt toate arenele pe care le puteți avea, deci aveți o grămadă de arene. Este loc pentru toată lumea. Ok, dăm hub. Nu am ce să vă mai prezint, însă. Ownerul mi-a zis că lucrează la un mod de joc. Ceva gen Pokémon Go. Asta e la fel ca Pokémon Go din real life. Ce, nu știu, cred că o să semene cu Pixelmon și astfel în câteva săptămâni va fi pus și ăla în funcțiune. Deci stați pe aproape că posibil să vedeți ceva un fel de Pixelmon Pokémon Go în Minecraft și zic eu că este destul de frumușel, zic. Adică un mod,
Cel puțin asta e părerea mea, că pentru un astfel de mod trebuie ceva muncă, că nu oricine poate să creeze un fel de Pokémon Go. Deci, în concluzie, asta este serverul cloud minecraft-romania.ro, unde este regăsit site-ul de donații, Skype-urile ownerilor și IP-ul, bineînțeles. Eu am fost Geostyle, mă strecor printr-o pânză, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere!